Îi cinstim pe daci dacă le respectăm decizia de a deveni creștini. Spre deosebire de alte popoare, dacii au optat în mod liber pentru creștinism. Chiar au conviețuit în mod pașnic cu creștinii. Ce dovezi avem că dacii s-au încreștinat de bunăvoie? Părintele Mircea Cristian Pricop, cadru didactic la Facultatea de Teologie din cadrul Universității Ovidius din Constanța și preot la Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Constanța, ne vorbește despre aceste dovezi. Care a fost rolul creștinismului în formarea poporului român? Știut fiind că dacii și romanii nu s-au înțeles. Părinte Mircea Cristian Pricop, mă bucur să ne revedem. Astăzi vorbim despre daci și despre cum s-au încreștinat dacii. Cum s-au încreștinat dacii? Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și tema aceasta, într-adevăr, inclusiv astăzi, naște multe dezbateri și între creștini și necreștini, dar chiar și în interiorul membrilor aceleiași biserici, pentru că există mai multe teorii pe care le-au îmbrățișat semenii noștri, și ar fi bine să încercăm să le înțelegem pe fiecare în parte. Astfel, una dintre teorii și cea mai, cea mai argumentată dintre toate, ar fi aceea că Sfântul Apostol Andrei ar fi venit cu corabia de la Ierusalim prin Mediterana, apoi prin strâmtorile Dardanele, Bosfor și ar fi ajuns la Constantinopol și apoi de la Constantinopol la Tomisul de astăzi. Urmând ca aici în Dobrogea, în Sciția Minor, cum se numea ea atunci, să petreacă mai mulți ani în care a adus cuvântul lui Dumnezeu populației daco-romane și grecești și de alte etnii câte se găseau aici în acest teritoriu binecuvântat de Dumnezeu. Dar mai înainte de a dezvolta aceste teorii sau cu precădere această teorie, așa că mai e una care spune că ar fi venit din nord, dinspre zona Caucazului. Ar fi ocolit prin Armenia, Georgia, Ucraina de astăzi, Rusia și ar fi ajuns prin nordul României până în Dobrogea. Ar fi luat-o pe partea cealaltă, estică a Mării Negre. Adică n-ar fi ajuns direct în Dobrogea, ar fi ajuns întâi în alte zone. În alte zone până să ajungă și aici. Uh-huh. Mă rog, Dacia de atunci, că... Sciția. Sciția, da. Că prin termenul Sciția se înțelegea Sciția Mare, echivalentă puțin cu teritoriul de sud al Ucrainei și al Rusiei, da? Malurile rusești și ucrainene ale Mării Negre și apoi partea aceasta dacică și apoi daco-romană în Sciția Minor. Dincolo de aceste teorii, vreau să spun că Sfântul Apostol Andrei a fost delegat de Domnul nostru Iisus Hristos, trimis de Domnul nostru Iisus Hristos să evangelizeze aceste teritorii de la Marea Neagră pe care locuiau strămoșii noștri, inclusiv daci. Da?
Și deși Domnul nostru Iisus Hristos, cu puțin înainte de a se înălța la ceruri, a transmis porunca misionară sfinților săi ucenici și apostoli, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, și iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Amin. Sfinții apostoli au rămas în Ierusalim încă 10 zile, până când Duhul Sfânt a coborât și i-a sfințit. Vorbim de momentul cincizecimii. Momentul cincizecimii. Potrivit Sfântului Ioan Gură de Aur, și nu numai Sfântului Ioan Gură de Aur, și Sfântului Sofronie al Ierusalimului, și Sfântului Simeon, noul teolog, dar cu precădere Sfântul Ioan Gură de Aur, în omilia a doua la cincizecime, spune că Duhul Sfânt a coborât asupra sfinților ucenici și apostoli nu numai pentru a le da să vorbească limba popoarelor la care urmau să vină să evanghelizeze, ci și să-și împroprieze sau să își să se îmbogățească în cultura și specificul fiecărui popor la care urmau să fie trimiși în parte. Prin urmare, am putea să spunem că limba strămoșilor noștri menționați ca atare la Faptele Sfinților Apostoli, capitolul 2, prin termenul romanii din afară, da, a fost dată și Sfântului Apostol Andrei, dar nu numai așa ca lexic, ci și ca specific, spiritual și cultural, aparte. Astfel încât atunci când Sfântul Apostol Andrei a sosit în această zonă, el era iluminat de harul Duhului Sfânt, în așa fel încât a știut să găsească puncte comune de discuție, de dialog cu cei din zona aceasta, cu populația locală. Adică Duhul Sfânt i-a luminat mintea, să înțeleg. Exact, pentru a putea evangheliza potrivit specificului locului, pentru a transmite cât mai bine, pentru a avea o eficiență cât mai mare mesajul Sfintei Evangheliei, acesta trebuia anume inserat, anume transmis printr-un mijloc omiletic, predicatorial, extraordinar, numit inculturație, și în acest fel, pe baza acestor puncte comune, să poți să transmiți întregul mesaj. Ce înseamnă inculturație? Inculturație înseamnă tălmăcirea mesajului Sfintei Evangheliei pe limba și pe înțelesul fiecărui popor în parte. Adică nu prin ajustare, nici prin diluare și nici prin contopire, ci doar prin tălmăcire corectă pe limba zonei, pe limba populației locale. Adică traducerea mesajului în acele... Potrivit cu specificul acela, inserându-l pe specificitățile locale, pe etosul respectiv. De aceea, atunci când a venit Sfântul Apostol Andrei în această zonă, putem să spunem cu certitudine că el era familiarizat și cu cultura, și cu credințele, și cu sistemul moral al dacilor. Dacii, repet, fiind mai multe triburi, nefiind neapărat, așa cum ne-au fost prezentați în perioada comunistă, de exemplu, un
stat unitar, național, da? Și unic, da? În realitate, da, dacii erau o confederație de triburi. Și Sfântul Apostol Andrei, evident, n-a putut să ajungă chiar la toate aceste triburi, dar celor de aici din Dobrogea, cum ar fi Besii sau Dicienii, da? Dintre ei putem aminti pe aceștia, dintre ele putem aminti pe aceștia, sau mai departe pe cei din zona Galați-Brăila, unde se presupune că ar fi ajuns Sfântul Apostol Andrei mai înainte de a se întoarce spre sud, spre Grecia de astăzi. Sfântul Apostol Andrei, după cum am spus, a pus aici un ferment, un aluat. Și acest aluat, format din ucenici ai săi, a dospit necontenit și a înaintat spre nord. Ucenici daci. Daci, greci, romani, evrei, pentru că Dobrogea și atunci și acum este formată din mai multe naționalități. A fost și este formată din mai multe naționalități, care se înțelegeau principial unele cu celelalte, sub pacea generală a Romei. Prin urmare, Sfântul Apostol Andrei a vorbit tuturor, dar fiecăruia pe limba și pe specificul său. Dintre, că vorbim de convertirea dacilor acum, da? Dintre ucenicii daci ai Sfântului, sau mai bine zis daco-romani, că deja aici era procesul de romanizare mai dinainte inițiat, dintre ucenicii Sfântului Apostol Andrei, evident, putem să presupunem că unii au pornit spre nord, spre Moldova și Bucovina de astăzi, apoi Maramureș, alții spre Câmpia Română și apoi au trecut și Carpații, în Transilvania. Dar procesul acesta de încreștinare a fost un proces mai lent. Nu suntem de acord cu cei care spun, care sunt adepții creștinismului spontan. Da? Sfântul Apostol Andrei a format un nucleu foarte bine pregătit de misionari, preoți, episcopi, diaconi, călugări, mireni, călugărițe, familii creștinești bazate pe noul sistem adus de Domnul nostru Iisus Hristos, care încetul cu încetul au înaintat pe baza înrudirii de limbă și de sânge la frații lor. Și prin ucenicii săi, Sfântul Apostol Andrei a reușit ca în aproximativ 4 sau 5 secole de la prima sa vizită aici pe pământul binecuvântat al Dobrogei să încreștinize toată România de astăzi, poate chiar și mai mult de atât. Deci vorbim de mai multe generații, practic, desigur, care s-au petrecut, da, această încreștinare. E clar că nucleul de iradiere a creștinismului a fost în zona Dobrogei. Aici se găsesc, din punct de vedere arheologic, cele mai vechi dovezi ale prezenței creștine aici. Care ar fi aceste dovezi? Păi, bazilicile paleocreștine. Unele de secolul II, altele de secolul III. Martirii, unii descoperiți, alții încă tăinuiți de Dumnezeu în pământul acesta al Sciției Minor, dar al căror exemplu a fost consemnat în ritualul bisericii. Cum este cazul sfinților mucenici și doctori fără de arginție, Pictet, preotul și Astion, monahul, ucenicul acestuia, care au venit din Asia Mică, tot de teama persecuției, și s-au refugiat în zona Dunavățului de astăzi, a cetății Halmiris, unde era o garnizoană a flotei romane.
Și acolo ei au suferit martiriu, fiind uciși de către romani, și au fost îngropați acolo de către creștini. În preajma anilor 270-280, nu se știe exact. Ceea ce contează este faptul că în viața sfinților Epictet și Astion sunt foarte multe elemente păstrate ca raport, da? Istoric, și care demonstrează că aici aveam o viață prosperă din punct de vedere creștinesc și organizată cu ierarhie superioară, pentru că acolo era menționat și episcopul Evangelicus, acel prim episcop al cărui nume e probabil și martir el, care a și luat moaștele sfinților Epictet și Astion și le-a îngropat cu cinste împreună cu comunitatea creștină de la Halmiris. Și iată că în anul 2001 sfinții Epictet și Astion au decis, prin mila lui Dumnezeu, să se arate din nou celor, urmașilor celor pe care ei i-au convertit. Urmașilor celor cărora ei le-au vestit pe Hristos. Și într-o lucrare arheologică deosebită la cetatea Halmiris, s-a descoperit mormântul acestora sub bazilica, ruinile bazilicii din acea cetate. Până atunci, doar cuvintele despre ei puteau să existe. Dovada concretă a trupurilor lor nu era. Iată că Dumnezeu a rânduit ca aceste trupuri sfinte să iasă la iveală și să fie atestate și de oamenii de știință și de oamenii credinței pe baza documentelor bisericești ca fiind autentice. Da. Prin urmare, în Dobrogea a fost sădit de către Sfântul Andrei un creștinism foarte, foarte durabil, bazat cu precădere pe elementul numit familie. Sfântul Apostol Andrei a sădit în fiecare familie de nou convertiți zelul, entuziasmul, lupta necontenită pentru promovarea cuvântului lui Dumnezeu în această lume neconvertită. Și această temelie pe care Sfântul Apostol a sădit-o, a pus-o, a înaintat de-a lungul timpului. Astfel încât, de exemplu, prin secolul III, să zicem prin jurul anilor 250, în Moldova de astăzi, ocupată de dacii necuceriți de romani, de dacii liberi, așa, să aibă loc un proces care nu se poate explica altfel decât prin dobândirea calității de populație majoritară a creștinilor în acele ținuturi. Este vorba de mutarea centrului de atenție al societății de pe ginta păgână pe familia pereche creștină. Și asta se vede din împărțirea funciară. Pământurile care erau lucrate la triburile Traco, Geto, Dacice, în devălmășie, adică la grămadă, dar erau proprietatea comună a tribului, toate pământurile, și roadele erau împărțite de bătrânul satului, să zicem, un exemplu, da? Așa. Se fărâmițează. Fiecare gospodărie are anexat și lotul său de pământ. Asta a dus la concluzia că n-avea cum să aibă loc această mutare extraordinară decât sub schimbarea centrului de atenție de pe o ideologie păgână, pe ideologia nouă adusă de cuvântul lui Dumnezeu. Și asta nu se putea face decât dacă creștinii erau majoritari.
în acele ținuturi, că ei și-au impus propriul lor punct de vedere. Că dacă nu erau majoritari... Prin vot obștesc, că atunci era vot obștesc. N-aveau cum să-și impună acest punct de vedere și să se extindă această practică la nivelul întregii comunități. Deși populație păgână încă a mai existat și prin secolul IV și prin secolul V, mai găsim câteva rămășițe, a fost descoperit un cimitir în județul Botoșani. De prin secolul III, și jumătate din morminte erau orientate spre Răsărit și s-au găsit acolo obiecte creștine. Dovadă că acolo jumătate din obștea respectivă erau creștini, nu? Și cealaltă jumătate erau de incinerație, înțelegându-se pașnic unii cu ceilalți. Creștinismul ajunsese deja în secolul III, tocmai în zona Botoșanilor. Asta arheologic. Iar din punct de vedere al compatibilității dintre creștinism și credințele dacilor păgâni, motiv de dezbatere astăzi cu curentele acestea neodaciste, sau cum să le numim noi, nici nu știu cum să le numim, da. Neopăgâne, de fapt, da? E o modă generală ca fiecare țară, am vorbit puțin mai înainte de această emisiune foarte frumoasă despre valul acesta de așa numită întoarcere la păgânism, dar n-ai la ce să te întorci, fiindcă n-ai documente și nu faci decât să inventezi. Deci cei care încearcă să demonstreze că au ei un cult, un ritual dacic și că îl fac ei pe nu știu ce coline sau pe nu știu ce vârfuri de munți, aceia nu fac decât să facă o simplă romanță. O romanță religioasă. Nimic mai mult. Fiindcă, iertați-mă, vă rog frumos, fiindcă în realitate nu există foarte multe elemente scrise și nici arheologice care să ne spună ce fel de religie în amănunt au avut dacii. Ni se spune într-adevăr că au avut niște înțelepți, preoți, numiți vatos, adică de unde vine cuvântul românesc învățat, da? Și într-adevăr, cultura aceasta, mai ales țărănească, s-a moștenit până în timpurile noastre cu privire la preot. Preotul este considerat învățatul comunității, el e cel care ține în mână cartea. Da? Chiar dacă știu slujba pe de rost, asta am spus-o iarăși la o altă emisiune, dacă știu pe de rost slujba, credinciosul îmi spune: părinte, te rog frumos, deschide cartea și citește din carte. Chiar dacă o știi pe de rost. Pentru că în mentalul obștesc, cartea este apanajul preotului, al sacerdotului. Și asta, într-adevăr, era compatibil și cu misionarii care scriau, credința creștină este un cult al cărții, nu? Al Evangheliei, și cu vechile culturi care considerau că numai sacerdoții sau preoți sau persoanele consacrate puteau să scrie și să citească. Ce alte compatibilități mai cunoașteți? Puncte comune, așa, da. Să zicem așa, ca profeție, ca anticipație la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, au fost faptul că existau anumiți, nu toți, că se vorbește la istoricii greci cu precădere și despre anumite excese ale dacilor. Dar nu vom vorbi despre ele acum, ca să nu-i supărăm pe cei care au un cult al strămoșilor mai dezvoltat. Dar, și nu aveau puține excese, aveau destule. Dar dintre calitățile lor erau vitejia, curajul în fața morții, credința în nemurire și uneori unii dintre ei, pe care Iosif Flavius, marele istoric al evreilor, îi numește ctiste, adică constructorii de cetăți sau dacii din cetăți, erau sihaștri, trăiau în celibat și nu aveau sclavi, dar nu toți, doar anumiți dintre ei, pe care Iosif Flavius a ținut să-i menționeze și să-i cumva să-i asemuiască cu esenienii din perioada lui.
adică postitori, sihaștri, consumau mai mult mâncare vegetală și miere de albine și nu trăiau în celibat, adică erau un fel de monahi, să zicem așa, anticipativ, dedicați înțelepciunii și rugăciunii respective, cât îl putea să facă atunci. În orice caz, mai mult decât aceste date destul de sumare, destul de generale, pe care le-am primit de la istorici, alte date despre cultul dacilor nu prea mai sunt. Poate despre Zalmoxe se știe câte ceva? Se știe câte ceva, dar iarăși opiniile sunt împărțite. Unii spun că era o zeitate care tindea să semene cu zeul tată, zeul patern, și să se pare că asta e și părerea lui Mircea Eliade, că dacii erau foarte avansați în drumul spre o formă de monoteism. Alții spun că Zalmoxis, termenii folosiți după buna plăcere a fiecăruia, ar fi fost ucenic al lui Pitagora, al marelui filozof, și s-ar fi inițiat în știința acestuia, în acea peșteră vestită de pe insula Samos, din Grecia de astăzi, și apoi ar fi venit la popoarele, la triburile de daci și de geți, cărora le-ar fi impus o anumită rânduială, un anumit sistem mai evoluat, ajutându-i să se civilizeze. Și iarăși, multe date despre el nu avem. Îl putem asemăna așa, principial, cu o credință tot care tindea spre monoteism, a zoroastrismului iranian. Dar destul de vag. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește de Zalmoxe și de Zoroastru ca fiind niște învățați deosebiți, dar care n-au avut priză la populație nici în timpul vieții lor, nici după. Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur în secolul IV. Ceea ce era mult mai aproape față de... Foarte aproape de momentul acela, da? Și asta înseamnă că încă în timpul Sfântului Ioan Gură de Aur nu prea se mai auzea de aceste credințe prea mult. Și n-ar fi avut de ce să se mai audă, să nu se mai audă din moment ce romanii nu mai erau în Dacia din 274. După retragerea... Dacii puteau să-și păstreze liniștiți zamolxianismul lor până la adânci bătrâneți, până în ziua de azi. Creștinismul n-a venit cu sabia acolo. Și asta nu poate fi probat sub nicio formă de nimeni. Creștinismul, mai ales la strămoșii noștri, și aici o spun cu foarte multă deferență, cu foarte mult respect față de aceștia, a venit prin cuvânt de la om la om. Și s-a dovedit să fie cel mai durabil posibil. Că iată-ne aici. Celelalte aventuri pe care le încearcă unii sau alții de reconstituire nu fac decât să ne stârnească un mic zâmbet înțelegător. Dar mai mult de atâta nu prea au ce să ne transmită. Ce se cunoaște despre solul pe care îl foloseau dacii pentru aici, a da. Comunica cu zeii sau zeul? Așa, aici într-adevăr se specifică faptul că dacii practicau din timp în timp obiceiul acesta de a trimite un sol zeității supreme la Zalmoxe, luau pe cel mai evlavios, mai curajos, mai nobil dintre tinerii bărbați ai comunității respective și îl aruncau spre cer și el cădea în niște sulițe și dacă nu murea imediat, îi încredințau mesajul comunității către zeu și dacă nu
murea imediat, se considera că n-a fost vrednic și trebuiau să repete ritualul. Deci era un ritual sângeros, cu sacrificiu uman. Asta nu poate fi contestat. Se practica sacrificiu uman. Creștinismul a adus o mutare fundamentală de pe sacrificiile umane și de pe sacrificiile sângeroase în general, nu numai de pe sacrificiile umane, de pe orice tip de sacrificiu sângeros, spunând răspicat că sacrificiul Mântuitorului nostru Iisus Hristos este suficient, fiindcă El s-a jertfit pentru noi, toate generațiile trecute, prezente și viitoare, și alte jertfe sângeroase nu mai sunt necesare. Prin urmare, iată, o reformă care a fost absolut necesară. Și, bineînțeles, nimic nu mă împiedică să cred că mulți înțelepți ai dacilor, preoți chiar, da? Nu din ăștia actorii de circumstanță de astăzi, preoți autentici ai lui Zamolse, luând contact cu credința creștină, să fi devenit ei înșiși chiar preoți creștini. Pe cale pașnică, fiindcă nu avem niciun fel de dovadă dacă la romani, la greci, la evrei, la egipteni, avem foarte multe consemnări de martiri. În zona liberă, adică de la Dunăre în sus spre nord, nu avem nicio consemnare de martir. Dovadă că credința creștină a fost percepută ca o mângâiere pentru populațiile de acolo, odată, și al doilea fiind foarte persecutată în cele 3-4 secole de tiranie a împăraților păgâni, și-a găsit refugiu în zonele libere. Cei mai nobili, cei mai vrednici misionari ai bisericii au plecat la barbari, cum spune și savantul, și cronicarul, și teologul Boetius. Spune, decât să stăm în sub legea romană, mai bine preferăm să ne luăm bagajele și să mergem la barbari, fiindcă la barbari vom găsi mai multă omenie. Spunea Boetius în secolul al V-lea. Motiv pentru care, într-adevăr, logica în direcția aceasta a mers. Creștinii persecutați din zona aceasta au preferat să se mute și să găsească înțelegere la frații lor de limbă și de cultură și de sânge de la nord de Dunăre. Pentru că ei erau unii și aceiași, numai că unii încă păgâni și alții creștinați. Și cei creștinați au trecut la frații lor de frica prigoanei romane. Știm că dacii cu romanii nu prea s-au înțeles. Adică mulți se străduiesc să ne vorbească de o colaborare pașnică între ei, dar foarte multă vreme a existat un resentiment între cele două componente. Populații, da. Componente ale genii noastre, nu? Și creștinismul a fost, de fapt, chiar un liant. A fost unul dintre motivele apariției poporului român. Fără creștinism, poporul român nici n-ar fi fost. N-ar fi existat. Creștinismul i-a unit pe daci cu romanii. Ce altceva i-ar fi putut uni pe asupritori cu asupriții? În afara credinței păcii. Chiar și a iubirii. Gândeam că citisem undeva, tocmai de ceea ce spuneți, că creștinii se ofereau să vină în zonele acestea unde erau tulburări. Și se ofereau tocmai ca să scape de prigoana de la ei de acasă. Pentru că în zonele acestea era mereu nevoie de sânge proaspăt și romanii se dispensau de ei în felul acesta. Ca un fel de colonie penitenciară, să-i spunem, oarecum. Ca un fel de exil. Deși creștinii s-au simțit mai liberi aici,
decât în metropolele imperiale. Da, asta este foarte interesant, că totuși s-au simțit mai libere aici. Și asta arată că, da, cum ați spus, probabil a prins foarte bine. Pe fondul creștinismului, dacii de la sud de Dunăre s-au înțeles cu dacii de la nord de Dunăre, transmițându-le noua credință și ceilalți acceptând-o încetul cu încetul. Repet, să nu credem că e vorba de ceva deodată, spontan, fulgerător și așa mai departe. Nu. Încetul cu încetul, de la o comunitate la altă comunitate, de la om la om, de la o familie la altă familie, de la un membru al familiei la alți membri ai familiei și tot așa, până când, nu, realizăm în secolul III o majoritate creștină în zona ocupată temporar în acea vreme de goți, un popor germanic, cu care dacii liberi intraseră într-o formă de confederație. Cum adică confederație? Un fel de confederație condusă de regii goți. Nu erau numai goți, adică popoarele germanice. Toate popoarele care se aflau acolo, toate limbile intrate sub sfera de influență a regatului got, au intrat în colaborare oarecare cu ei. Și dacii i-au încreștinat pe goți? E clar că au avut o influență deosebită asupra goților sau a unei anumite părți din goți, dar o altă influență în încreștinarea goților a fost exercitată de episcopul lor, cel care le-a și dat alfabetul gotic, Ulfila. Ulfila, adică lupul cel mic. Da? Lupușorul, așa era cumva în traducere românească. Ulfila a misionat, a evangelizat la goți, la conaționalii săi, în secolul al IV-lea. Bineînțeles, și alți misionari de la sud de Dunăre nu s-au lăsat mai prejos. Vorbim de Sfântul Bretanion, episcopul Tomisului, care are corespondență cu Sfântul Vasile cel Mare, are două scrisori care îi sunt destinate, scrise de Marele Părinte Capadocian, în care Sfântul Vasile îi se adresează cu foarte mult respect. Cel care s-a opus împăratului Valens, Arian, adică o credință care nu accepta divinitatea Domnului nostru Iisus Hristos, Sfântul Niceta de Remesiana, Remesiana fiind undeva în zona apropiată de Banatul românesc de astăzi, actualmente în Serbia. Da, și Sfântul Niceta de Remesiana are câteva referiri la faptul că el ar fi fost apostolul sau misionarul unor anumite triburi de daci din zona aceea. Sfântul Paulin de Nola îi spune: ție, la tine vin pentru sfat și pentru călăuzire amândouă felurile de daci. Adică și cei de la nord de Dunăre și cei de la sud de Dunăre. Misiunii au pornit necontenit spre nord de aici, din Dobrogea, mai ales după ce biserica s-a organizat cu ierarhie superioară. Adică cu episcopi. Episcopi. Episcopi care puteau, erau capabili să întrețină școli, mănăstiri, știm foarte bine că misiunile se făceau prin monahi, foarte eficient, prin călugări. Misiuni pe care le-au trimis la nord de Dunăre nu numai în timpul ocupației gote, ci și în timpul hunilor, în timpul tuturor celorlalte popoare, invazii migratoare, ale popoarelor migratoare. Astfel încât
putem să spunem că cel puțin pentru prima mie de ani, centrul de iradiere al Evangheliei lui Hristos a fost Dobrogea de astăzi. Și punctul misionar fundamental la Tomis, la cetatea în care Sfântul Apostol Andrei a pășit după ce s-a dat jos din corabie și a început să caute pe slujitorii celui răstignit și înviat pentru noi, ai Domnului nostru Iisus Hristos. Eu când mă plimb prin Constanța, eu nu sunt constanțean, sunt venit de vreo 20 de ani aici, stabilit prin căsătorie și cu parohia în această zonă binecuvântată. Eu când am știut că voi rămâne aici în Dobrogea, am simțit un fior. Plimbându-mă printre ruinile vechiului oraș și știind că poate columna pe care eu o ating cândva poate a fost atinsă de Sfântul Apostol Andrei în drumul lui prin oraș, drumul pe care eu calc a fost călcat și de Sfântul Apostol Andrei și biserica în care eu mă închin îi datorează nașterea acestui mare părinte al bisericii și apostol întâi chemat al lui Hristos. În mod evident, moștenirea Sfântului Andrei este astăzi la fel de vie ca oricând. Cei care vor să creeze false religii, copiind modelul luat de la așa numiții neodruizi din Marea Britanie sau de la cultele acestea de tip New Age, care încearcă să reconstituie, dar fără obiect clar, fără dovezi bazate pe mărturii autentice, pe scrieri sau măcar pe mărturii arheologice, o credință de mult apusă, acești oameni ar trebui să ia aminte la faptul că strămoșii noștri pe care ei îi ridică în slavi, în slăvi sub forma dacismului acestuia de tip păgân. Mă bucur că pomeniți de el, pentru că a prins foarte bine acest dacism, inclusiv printre cei care se consideră ortodoxi practicanți, adică merg la biserică, se spovedesc, se împărtășesc, consideră că ortodoxia face parte din viața lor, dar combină cu elementele acestea dacice și... Păi cum ar fi să combini, spre exemplu, trimiterea mesagerului la Zeu în timpurile noastre? Nu facea parte din credința veche a dacilor, făcea. Adică, practic, ar trebui să gândească bine să nu reînvie și jertfe sânceroase? Păi, mai e un pas până acolo. Devin și periculoși la un moment dat prin invențiile pe care le fac, nedându-și seama că dacă ar fi fost o religie viabilă, astăzi am fi avut-o în chip liber. N-ar fi fost nevoie să o reînvie ei, marii inițiați din apartamente și din garsoniere, din fața televizorului și a calculatorului. Nu era nevoie. Și-ar fi dovedit durabilitatea. Prin faptul că populațiile de daci au acceptat creștinismul, înseamnă că au acceptat beneficiile acestuia. În primul rând, să nu ne imaginăm că în perioada aceea toată lumea trăia așa ca într-un fel de vest sălbatic în care toată lumea face ce vrea. Erau condiționați de sclavie, își vindeau copiii foarte mulți dintre ei, aveau drept de viață și de moarte asupra soției, aveau drept de viață și de moarte asupra tuturor membrilor familiei, puteau să-i ucidă fără să fie trași la răspundere. Creștinismul a modificat lucrurile acestea. A te întoarce la o perioadă barbară
idealizând o în chip bolnăvicios, pentru că este o idealizare de tip bolnăvicios, cum a făcut Hitler cu credința în Odin, și care l-a dus la nazism până la urmă pe el, la exterminarea foarte multor semeni de ai săi, da? la măcelă. Sau cum au făcut și alții care au idealizat bolnăvicios niște culturi de mult apuse, încercând să facă renașteri, așa numite renașteri, cam eșuate, dacă e să le analizăm în istorie. Nu se dovedesc ca fi valabile. Încercând să faci așa ceva, nu faci decât să dovedești că ești anacronic. Ești depășit. Preiei, fără să-ți dai seama, anumite elemente dintr-o veche credință pe care nu o înțelegi, căreia nu-i găsești nici argumente prea multe, fiindcă n-a fost o credință care să-și fi scris în vreun document sau în vreun codice sau în vreo cronică principiile, și nu faci decât să inventezi. Ori invențiile tale pe ce s-ar baza? Decât pe flerul de moment. Da? Și bineînțeles, poate, pe instinctul acesta de a îți găsi niște adepți în lumea aceasta bulversată. Bun, și cum le-a transformat creștinismul toate aceste barbarisme de care vorbiți? Creștinismul nu trebuie comparat cu anumite exagerări care s-au făcut în numele lui mult, mult, mult mai târziu. Da? Noi vorbim de creștinismul în forma sa curată, când totul s-a bazat pe mărturisire pașnică. Creștinismul în chip pașnic a transmis mesajul dragostei lui Dumnezeu, jertfa lui Dumnezeu pentru tine și posibilitatea ca tu să înviezi împreună cu El dacă vei călca pe urmele pașilor Lui. Asta era, într-adevăr, mai ușor de înțeles pentru daci și pentru iranieni, pentru credințele acestea care erau într-o tranziție, dacă nu chiar un proces efectiv de monoteism. Erau mai compatibile puțin cu ideile mai înalte. Dar asta nu înseamnă că toate practicile lor au fost trebuie luate de avalma și înțelese așa la modul superficial ca fiind bune de făcut astăzi în contra creștinismului, cu care nu ne mai simțim noi confortabili. Da. Sincer, eu dacă aș fi trăit în vremea respectivă și s-ar fi întâmplat să fiu o persoană morală, considerată, văzută bine de societate, pentru mine ar fi fost o presiune foarte mare să știu că s-ar putea să mor aruncată în sulițe și m-ar fi reconfortat cu siguranță vestirea pe care o aduceau creștinii prin faptul că, ok, gata, eu nu mai trebuie să mai fiu aruncată în sulițe, că a murit deja cineva pentru mine. Cert este că pe fondul animozității pe care romanii au purtat-o dacilor și creștinilor în același timp, în primele trei secole și chiar și în al patrulea secol puțin, creștinii au ajuns în teritoriile scăpate de sub controlul fiscului și a sabiei romane. Și acolo, nu? Au prins rădăcini pe fondul unității de limbă și de cultură și de sânge și au reușit să inoculeze încetul cu încetul principiile noii morale, a moralei Domnului nostru Iisus Hristos, în sânul comunităților care asta și așteptau, de altfel. Ele simțeau că vechile lor credințe
au anumite puncte care nu se mai potrivesc, care nu-și găsesc rostul și care erau mai degrabă exercitări ale forței, opresoare, ale unei autorități de tip tribal. Pe cât creștinismul, care punea accent pe egalitatea între membrii comunității, pe egalitatea dintre bărbați și femei, ceea ce nu exista în antichitate. Oricât de idealizată ar fi antichitatea în timpurile noastre, nu putem spune că vom găsi undeva, la vreun popor antic, nivelul de egalitate, dacă putem să spunem așa ceva, la care a adus creștinismul bărbatul cu femeia, făcându-i copărtași la trupul și sângele celui răstignit și înviat. Da? N-a fost creștinismul, n-a fost o credință a câtorva inițiați care coborau din când în când de pe munte și mai dădeau câte un sfat moral și apoi se întorceau în peșteră. Iar poporul rămânea în continuare sub dominația diversilor lideri tribali. Creștinismul a fost o credință de inoculare profundă, de transmitere la nivel de moleculă a Sfintei Evangheliei, nu superficial. Dovadă că dacii, pe care îi ridicăm în slăve astăzi, dar uneori prostește, au primit cu foarte largă deschidere, cu foarte multă plăcere, mesajul confraților lor deja convertiți, care veneau de aici, din Dobrogea. Și nu găseau nimic împotrivă să adere la creștinism. Și repet, dacă aici, în zona controlată de romani, avem nenumărate documente, numai la Tomis avem peste 66 de cazuri de sfinți omorâți din toate categoriile și de toate sexurile și sexele și de toate vârstele și de toate structurile sociale. Omorâți de romani pe baza delațiunii preoților de la templu, adică preotul templului, poftim, al lui Jupiter, al lui Poseidon sau oricărui alt zeu din panteonul roman, făcea plângere la guvernator, guvernatorul lua pe creștinul bănuit la anchetă și îl supunea mai întâi cu interogatoriu și pe urmă cu tortura, până când ori ceda, ori îl omora. Și avem 66, peste 66 de cazuri numai aici, în zona Constanței, păstrate în arhivele, în documente, vieților sfinților. În toată Dobrogea sunt mult mai mulți și sunt și foarte mulți încă necunoscuți, cum e cazul sfinților de la Niculițel. Sunt sfinții Sotic, Atal, Camasie și Filip descoperiți într-o cameră și martirizați în jurul anilor 290, poate și mai încoace, 303-304, în timpul persecuției lui Dioclețian și a lui Galeriu, și într-o altă cameră, în același martirion, în aceeași încăpere mai mare, sunt doi sfinți martiri al căror nume nu s-a mai păstrat, dar care s-a dovedit că au fost martirizați mai dinainte de aceștia cu cel puțin 50 de ani, în timpul persecuției lui Decius. Deci martiri lângă martiri, în același loc. Da? Arătăm prin aceasta că aici a fost vărsare de sânge, pe când în zona de la nord de Dunăre nu există nicio mențiune scrisă despre conflicte între creștini și populațiile respective, populațiile locale. Bineînțeles, acele populații locale intră sub sfera de influența războinicilor goți, pe urmă sub sfera de influența hunilor, la fel de războinici, și așa mai departe. Nu ar fi fost nici ele 100% ușe de biserică. Mulți dintre ei s-or fi înrolat în expedițiile de jaf pe care aceste popoare războinice le-au
le-au întreprins fie în zona de răsărit a Imperiului Roman, fie în zona de apus a Imperiului Roman. Fie înrolați de bunăvoie în scopul câștigului, fie înrolați cu forța, luați cu arcanul, cum se zice la oaste, pentru că în oastea atât a migratorilor cât și a romanilor era nevoie mereu de sânge proaspăt, pentru că în timpul bătăliilor se pierdeau mulți oameni și trebuia să iei dintre băștinași, astfel încât în asociere cu aceste triburi războinice barbare, putem să acceptăm ideea că și o componentă a dacilor de la nord de Dunăre ar fi ajuns să ia contact cu robi creștinați deja, cu preoți deja creștinați, nu, și care predicau pe Hristos, cu mulți oameni care, aduși în teritoriul de la nord de Dunăre, au contribuit la o încreștinare mai rapidă a societății. Da? Este cazul expediției până în Capadocia, expediția în Asia Mică a goților. Goții au ajuns până în Asia Mică și au luat robi, au prădat orașe, au dat foc și apoi s-au întors la nord de Dunăre. Capitala lor se presupune a fi fost undeva prin județele Buzău-Vrancea, a marilor goți. Da. Și de acolo, da, foarte mulți știm că în zona Capadociei exista un creștinism apostolic, un creștinism străvechi, foarte înrădăcinat. De acolo au, prin robii aceștia, care ulterior au fost și eliberați, creștinismul a mers mai departe. Prin urmare, creștinismul atât prin fermentul sădit de către Sfântul Andrei, cât și prin misiunile care necontenit au mers de la sud de Dunăre, mai ales din Sciția Minor, până departe, în Maramureș, fie din zona remesiana, unde avem un Sfânt Niceta, mare apostol al dacilor și de sus și de jos. Așa? Fie prin robii creștini pe care goții sau hunii i-au adus în zona lor de influență, în zona carpatică, sau în Transilvania, sau într-una dintre provinciile țării noastre, creștinismul a prins atât de bine încât, iată, astăzi este viu, este lucrător, și nu își pierde sub nicio formă prospețimea. Spre deosebire de acele credințe pe care noi de altfel le respectăm, le citim cu mult respect în istoria religiilor, în istoria gândirii omenești, cărora le găsim aceste puncte comune. Da, ca și le interpretăm ca fiind profeții despre ceea ce avea să vină, adică despre mesajul Domnului nostru Iisus Hristos, dar astăzi a îmbrățișa o credință făcută într-un apartament sau într-o garsonieră așa pe genunchi, cum se zice, prin reconstituiri din astea mai bazate mai mult pe imaginație decât pe fapte reale și pe documente, este mai mult decât o naivitate, este un lucru periculos. Da? Care poate duce la comportament destructiv într-o societate care deja este destul de obosită. Și căreia creștinismul, dacă ar fi acceptat de această societate, i-ar da aceeași vigoare pe care a dat-o populațiilor de daci, de la nord de Dunăre, ca să poată să ne nască pe noi mai încoace. Altfel, ar fi dispărut din istorie pur și simplu. Creștinismul a asigurat dăinuirea până în ziua de astăzi. Și fără creștinism, dăinuirii nu va mai fi. Vă mulțumim, părinte. Ați punctat un lucru foarte important. Am vorbit cam mult, mă iertați. Ați vorbit foarte bine.
Și, în primul rând, ați lămurit niște lucruri legate de daci și de aceste romanțări care apar și care, iată, că ne influențează în ziua de astăzi și, după cum spuneați, nu asigură dăinuirea noastră pentru că, în primul rând, pentru că religiile dacice veneau cu alte valori față de ceea ce avem în prezent și aceste valorile din prezent le-am preluat în mare parte din creștinism, dacă nu chiar 100%. Și atunci e important să subliniem importanța creștinismului pentru acest spațiu și faptul că dacii de bună voie au adaptat această nouă religie, această nouă credință, tocmai pentru că au considerat-o de folos și au observat beneficiile. Așa este. Nu poți să spui că îi iubești pe daci dacă nu respecti opțiunea lor de a se încreștina. Păi ei au ales liber creștinismul și tu spui că că îi respecti și că le aduci cea mai înaltă cinstire, dar în schimb tu îi amputezi. Tu le tai membrele, le tai abilitatea aceea extraordinară de a alege, pe care ei au exercitat-o liber. Nu i-a obligat nimeni să aleagă creștinismul. Spre deosebire de alte popoare care au fost încreștinate cu forța. Uneori cu forța. În cazul de față chiar n-a fost cazul. Pentru că era mai mult țărănească, obștească zona aceea, n-a fost urbanizată zona aceea dacilor liberi. Motiv pentru care, de la sat la sat, creștinismul a înaintat ușurel, în chip cosmic, dar în același timp grandios. Nu neapărat prin misionari educați la o academie, educați la un mare centru, ci prin oamenii ai bunului simț creștinesc. Și prin trăirea creștină. Evident. Și această trăire a făcut diferența. Și a asigurat și durabilitatea. Deci nu poți să-i cinstești pe daci și să discreditezi creștinismul. Îi cinstești pe daci numai dacă accepți creștinismul lor și creștinarea lor liberă. Altfel, este o apă de ploaie și o romanță ieftină. Mulțumim. Doamne ajută! Mulțumim.